pe fiertă. Da. Deci, o cepuță mică, da? Un ardei capia, sau jumătate ardei capia, jumătate ardei gras. Un morcovel, da? Mai mărișor. Pițelină, morcov, pătrunjel, căstârnac. Da, alea la timpul lor. Păi. Așa. Iar fasole. De aici, fasolea boabe este fiartă, da, nu? De 3 ori a dat în crocot, a fier câte 50 minute. Am strecurat-o și după aceea am pus din nou apă. Și acum să facem ciorbica. Și fasolea asta, boabe, cum o faci, mă? Canal de al? Uh-huh. Da? Da. Bun. Ca să știe lumea. Așa. Și acum ai pus aici ceapa la... Călit, morcovul un pic la călit. Adică toate legumele. Și da. Ardeiul și ardei capia, da? Da. O lăsăm să călească. Da. De ce fac asta? Pentru că fasolea e prea fiartă. Uh-huh. O să fiarbă aici. Bun. Peste legume ai pus zeama de la fasole. Da. O să se fiarbă. Uh-huh. Așa. După gust se adaugă condimente, sare și piper. Sare, piper la ciorbiță nu, dar sare. Uh-huh. Da, sare. Sare gazul. Să fiarbă. Lăsăm asta să fiarbă. După aia să-i pui și capa cu păi. Imediat. Așa. Așa, zeama de la... Așa, și o lăsăm așa să mai fiarbă un pic. Da, păi, și cu capacul fierbe mai repede toate, și legume și tot. Mai trebuie să fie o idee morcovul. Îl mai lăsăm. Iar, datorită faptului că fasolea fier foarte repede, da. Am fiert zarzavatul separat, acum o să-l împreunăm cu ciorbița. Da. Am fiert, da? Da. Ai grijă să nu te frigi, mai gurița mea scumpă. Așa. Le-am pus pe toate aici, în oala aceasta, cu tot cu boabe de fasole. Da, și face o ciorbică de nemsăpoate, nemaipomenită. De fasole, nu? Da, ciorbiță de fasole. Asta merge și cu afumătură și cu alte minunății? Da, o să luăm, o să fac și cu afumătură, păi așa, tot simplă. Aha. Uh-huh. Etura următoare o luăm cu afumătură. Da. Punem, pun. Da. Roșii întregi sau roșii? Cuburi. Cubulețe. Da. În ciorbița de fasole. Uh-huh. Câte grame are fie? 400. 400 de grame, bun. O să pui un borcan, poți să pui... Noi avem o oală foarte mică. Da. Oala e de... Cât are? 4 litri. Da. 4 litri are oala. Nu e mare rău. Îi mai punem un pic. Bulion de ardei. Bulion de ardei de agost. Uh-huh. Și culoare. Și culoare. Așa. Mamă, o minunăție. Amestecăm un pic în ea. Da, adică da. Te mai sus un pic. Așa. Ca să vadă roșiața din ciorbă. Să vede, mă. Așa. Așa. Bun. Uh-huh. Da. Borș magic. Care punem două linguri țeapene și atâta mai este aici. Uh-huh. Ca să crească ceva de fasole. Da. Fiecare își pune după gust, după cât dorește.
Acum așteptăm să fiarbă. Cred că ne rica, da, așteptăm să fiarbă, după aia... punem în zavatul, adică leușteanul cu așa, mai lăsăm un pic și punem să servim masă. Da, ciorbița fierbe. A dat în crocot. Acum punem pătrunjelul, leușteanul, verdeața. Da. Așa. Dăm o dată cu lingura prin ea și oprim focul. Da. Uite așa. Și ciorbița de fasole este gata. Vă așteptăm la masă, imediat. Da, ciorbă de fasole, adică și de legume, că nu are carne, dar nicio culoare. Dacă e ciorbă de fasole, nu are carne. Da. Și asta nu merge cu carne? Ba da, merge cu afumătură. A, bun. Așa, bun. Asta este gata, da? E gata și ciorbica de fasole. Vă așteptam la masă. Ia uitați, iese aia burdânia. Da. Se mănâncă cu ceapă, cu o salată de ceapă. Da, sau murături. Sau murături. Cu ce vreți. Poftă bună.